Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a făcut publice salariile pe care le încasează angajații unității medicale. Fondul total de salarii pentru cei peste 1000 de angajați a fost de peste 2,2 milioane de lei. Cel mai mare salariu net primit de un angajat al Spitalului Județean din Târgu Jiu, depășind suma de 11.000 de lei. Cele mai mari venituri salariale sunt înregistrate la Serviciul de Medicină Legală Gorj, unde medicul șef, doctorul Claudia Beldean, a primit în luna mai salariu de peste 11.200 de lei. Alții medici din cadrul aceluia serviciu încasează lunar peste 6.500 de lei. Chiar și autopsierul și îngrijitoarea de la morga din Târgu Jiu ajung la remunerații cuprinse între 1.700 și 3.000 de lei. Întrebați despre lefurile lor, unii angajați din cadrul Serviciului de Medicină Legală Gorj au refuzat să comenteze. Pe de altă parte, alți salariați enervați la culme de prezența camerelor de luat vederi s-au arătat extrem de revoltați, neașteptându-se probabil să fie surprinși cu berea în față într-o unitate spitalicească. Nu ne dea și nouă un punct de vedere, vă să bere la locul de muncă. Vă dă orice punct vreți dumneavoastră, dar lăsați-o să afară. Cetățenii s-au arătat dezamăgiți și revoltați atunci când au auzit cât câștigă medicii din Târgu Jiu. Salariile medicilor din Gorj care ajung și la 100 de milioane. No, domnișoara, nu mă e, nici nu știu ce să vă mai spun, că în ziua de azi e totul posibil orice. Pe de altă parte, cea mai mică leafă primită de un doctor gorjean a fost cea a unui medic rezident în luna ianuarie, aceasta fiind în valoare de 202 lei.